Selecționerul Moldovei, Ioncara, a anunțat lotul lărgit pentru cantonamentul de pregătire din Spania și Austria, programat la sfârșitul lunii mai. Pentru acesta, tehnicianul a convocat 40 de jucători, dintre care 3 au fost chemați pentru prima dată. Antrenorul Moldovei, Ioncara, a anunțat lotul lărgit pentru meciurile cu Arabia Saudită și Canada. Din cei 40 de fotbaliști convocați, mai mult de jumătate evoluează în divizia națională, Veris având tocmai 8 fotbaliști convocați, iar Zimbru 6. Principalele surprize ale lui Caras sunt convocarea portarului de la FC Costulene, Adrian Pătraș, a fundașului de la Veris, Dumitru Bacal, și a mijlocașului de la Zimbru, Alexandru Vremea. De asemenea, după o pauză îndelungată, au revenit în lot portarul de la Veris, Artiom Gaiduchevici, mijlocașul de la FC Academia, Denis Kalinkov, și atacantul lui Veris, Sergei Alexeev. Surprinzător, în afara lotului lărgit au fost lăsați Alexandru Suvorov de la Mordovia Saransk, Viorel Frunză de la Veris și Gheorghe Andronic de la Milsami. Tehnicianul va anunța lotul final peste 2 săptămâni, când va alege 20 de jucători care se vor pregăti pentru cele două amicale. Mai întâi, tricolorii se vor duela cu Arabia Saudită în Spania pe 24 mai, iar apoi peste 3 zile, pe 27 mai, cu naționala Canadei în Austria.